Salutare tuturor și bine v-am găsit aici la un nou episod pe canal. Astăzi ne jucăm Dead by Daylight, după cum puteți vedea. Înainte de toate, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificare atunci când postez ceva nou. Well, astăzi să ne jucăm cu noul killer, Skull Merchant. Ca parcuri am Brutal Strength, Call of Brine, Hex Devour, Hope și Hex Undying. Două addon-uri și un mori roșu. După cum puteți vedea, build-ul ăsta este extrem de toxic. Plănuiesc să dau mori tuturor. De asta mi-am pus și mori roșu, pentru că în caz de nu fac 5 tokenuri la Devour sau o să mi-l facă după ce fac 5 tokenuri, avem moriul ca rezervă. Eu zic că o să ne distrăm, survivorii nu prea și da, vă las cu meciurile, sper să vă placă. Am revenit aici și cu primul meci, suntem pe Temple of Purgation. Bă, dacă n-am mai jucat pe mapa asta de o grămadă de ori, dar doar pe... Doar pe Red Forest am jucat. N-am avut ocazia să joc până acum, dar mă dau de fiecare dată pe Temple of Purgation. De ce, nu știu. Ok, sper să nu facă cineva hexul ăsta, bă, dar s-a spawnat. Rău de tot, uitați-vă și voi la TL. O să mi se dea un generator până pun eu chestiile astea pe aici, dar nu-i problemă. Pentru că... Bă, credeam că se aude ălalalt. Ok. Hai să-l spargem. Nu-i nimeni în zonă. Probabil este cineva acolo pe deal. Da, exact ce ziceam. Nu aveți voie. N-aveți voie. Nu, nu. Pleacă de aici. O să facem așa. Și plecăm acolo. Bă, vedeți că eu nu vă las să reparați. Absolut deloc. Trebuie să fiu atent la drona celălaltă. Ce ziceam? Problema e că o să mi se dea generatorul acolo. Presimt eu, nu o să părăsesc zona, dar nu aș vrea nici să las pe alalt în zona cu totemele. Nu e ok nici așa. Haideți că ne gândim să vedem ce facem. Clar este cineva pe aici. Ăla a fost detectat de dronă. Ok, hai să mergem aici. Alealte trebuie să dezactiveze drona dacă vor să repare. Eu nu am văzut pe Jake. Absolut deloc. O să mergem după Feng acum. O să vreau să mergem după Feng, pentru că așa e frumos. Bă, deci eu nu-i las, să mor de-i las. Nici nu știu cum să jucăm ca să fim așa mai L-am văzut pe ăsta. Văd că îmi repară jos. Nu-i problema că generatorul ăla oricum nu... Nu prea aș vrea să-l am pentru că mi-l tot... Mi-e greu să-l verific. Vezi că te prind din urmă pentru că... Am haste-ul ăsta. Perfect. În sfârșit am pus și noi un down, bă, oameni buni. O să vreau să pun... Nu-i prea bine aici. Da, aia, trebuie să plec repede de aici. Din zona.
Perfect, avem un token. Vreau să fac 3 și după începe nimicirea. Pe Jake ăsta nu l-am văzut. Aș vrea să mă duc după cei răniți. Opa! Îmi face hex-ul. Dar eu ajung... Vezi că o să mori pentru că ai stat să-mi faci hex-ul. Asta mai fost pus odată pe hook, parcă pe el l-am pus. Atât le trebuie să-mi găsească hex-ul celălalt. Că am pus-o. Am pus-o, trebuie să fiu atent. S-ar putea să nu fac 5 tokenuri, dar oricum noi avem Mori. O să mă duc după el și o să-i dau Mori. Pentru că mi-a făcut hex-ul. Ah, dar chiar mă duc după el pentru că o să se ducă și o să-mi facă și hex-ul celălalt. Și nu mă risc. Pentru că uitați-vă, e fix lângă hex. Nu prea am făcut bine că am venit după asta aici. Pentru că eu sunt de generatorul ăla și poate mai îmi dă și altul. Altul nu. Da. Hai să-i dăm Mori. Ah, dar nu pe el am pus de două ori, aparent. Pe Mega pusesem pe hook. Stați că am fost foarte confuz la faza asta. Ok, perfect. Dar e bine că l-am fugărit din zona aia unde... avem trigger-ul ăla, dau. În zona asta trebuie să rămânem. Îmi pun o dronă aici, în cazul ăsta. Dar de ce nu mă lasă să-mi pun dronă? Ah, pentru că era altă foarte aproape. Makes sense. Când s-o fi dus Meg... Nu știu, dar trebuie să o ia. Trebuie să-l ia cineva pe ăla. Următoarea persoană pe care o găsesc o să aibă parte de o surpriză. Opa! Jake are parte de surpriză. Și am mai văzut pe cineva acolo. Am mai văzut pe cineva acolo. Hai să fugim repede. Te-am auzit! Ești cam morțales. Nu mai e paleta aici. Parcă am spart-o. Nu, nu am spart-o.
Hai să-i dăm Mori. Frumos! Hai că am prins și o poziție bună, se vede perfect Moriul. Da, mai bine nu vorbeam, ok, s-a văzut perfect ce pot să zic. O simt. Meri știe că o să moară. Aaa, am crezut că o să... se oprească. O să merg repede să o pun pe... Oare nu s-au gândit și ei, bă, dar de ce-i drona aia acolo așa? Ha, în ultima secundă l-am prins, cred. Ce proastă-i Meg! Ce proastă-i Meg, că-l pot omori acum! Fraiera! Ok, trebuia să mai așteptă să-l pun pe hârt. Ok, cred că o înjură Jake. Hai că acum s-a văzut mai bine. Ăștia sub și deja îmi știu unde-i Hex-ul. Nu știu dacă m-ar mai afecta așa de mult două în momentul ăsta, stai să intru. Fang o să moară și n-a văzut niciodată pusă pe hook. Soraca. Dar se ascunde pe undeva. Poate să-mi facă hex-ul lejer acum. A, dar uite-o aici. Of, of, of. Of, 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 au pus oare undeva să se spawneze. Hai să o omorâm. Hai să o ducem puțin mai încolo. Dacă are Meg noroc, o să găsească hatch-ul. Dar, Fang moare din first și săraca nici n-a fost pusă pe hook. De ce rău îmi pare. Deloc, iar. Ok. Bă, dar de ce? De unde dracu apar cadrele astea așa? Nu văd nicio logică. Așa de niciunde. What the fuck? Mega a fugit în expediție. Mega are adrenalină, două. Poate ia hatch-ul. Mă, hatch-ul nu-l ia, dar are adrenalină mai mult ca sigur. Vedeți? Deștept sunt. Ok. Bă, eu vreau să-i dau Mori. Opa! Am detectat-o pe șmecheră. Ia uitați-o. A detectat-o drona asta la altă. Bă, Meg, bă. Tu chiar nu vrei să... mori? O să mori. Îți dau Mori.
Ia. Hai, nu spune că acum te-a apucat lupul. Cred că a apucat-o lupul și vrea să omoare entitatea. Unde dracu a intrat asta, ați văzut? Am pierdut-o. Ia, unde-i? Ia că ea-i la poarta cealaltă. Acum s-a pus să deschidă. Na, Mac, îți dau mori! Mac, îți dau mori! Nu scapi tu fără mori! Ești șmecheră, i-ați văzut? Ce-a zis? Hai că... Te-a detectat drona, Meg. Bă, dar nici un mori n-am putut să dau cum trebuie, voi vedeți? Mamă, a durat 17 minute meciul ăsta. O să pun partea asta pe speaker, mai probabil, în care mă uitam după ea. Da, frumos meci. Mie mi-a plăcut, am reușit să fac... 4... Am dat 4 moriuri. 4 moriuri și niciunul nu cred că s-a văzut cum trebuie. Extraordinar. Am revenit aici și cu al doilea meci și suntem pe Temple of Purgation. Ok, bă, să vedem dacă mi s-au spawnat bine hexurile. Va trebui să le apărăm cu orice preț, pentru că așa trebuie. Normal că nu mi s-a spawnat bine, se vede foarte ok. Și în partea aia mi s-a spawnat fix lângă un generator. Șansele să mi-l facă sunt de aproape 100%. Mai ales că văd că cineva merge fix în direcția aia. Bă, am așa un bulan la spawnul hexurilor de nu mai pot. Hai, nu-i chiar lângă generator, dar e cineva aici. Hai, că nu cred că se aude de la generator până acolo. O să zic că, ce prost a pus ăla drona. Nu e strategie, dar nu știu, cred că acolo se repară. O să mergem după asta pentru că vreau să, da, să iau cât mai multe tokenuri. Ce dracu a încercat asta aici? Vreau să iau cât mai multe tokenuri, pentru că... îmi bag ceva. Aia mi-a dezactivat drona și sigur mi-a văzut hexul. Trebuie să-l apărăm pe ălalalt în cazul ăsta. Hai să mergem repede. Ok, se repară și aici jos. Da, îmi face drona. Îmi face hexul. Mamă, ce-i fac pentru asta? Nu știu ce am vrut să fac la fata aia. Ok, sper că nu sunt sub, deși au intrat toți dintr-o dată, șansele să nu fie sub sunt minime. Nu mă deranjează dacă îmi repară și asta din main. Eu vreau să-mi fac repede tokenurile. Ok, m-a adus fix la ăsta de aici. Caba cabra. O să sparg repede generatorul și o să fug din zona asta pentru că vreau să iau tokenul și să dăm moriuri pentru că merită. Vreau neii astea să-i dau mori foarte tare pentru că am văzut pe Jeff, l-am văzut pe Jeff acolo. Dar Jeff se duce în apropiere și nu-mi place. O văd pe Yui. Nu cred că știa că mă întorc. Bă, Yui, bă, unde dracu te uiți? Numai aici nu se uită. De-aia că mai era cineva. Ăla îmi face un hex acolo. Ne, o să meargă să-mi facă hexul.
Pe cât punem pariu? Trebuie să ocolesc puțin zona cu cucu. Ca să mergem la totemul meu. Mi-l apăr cu orice preț. Ok, hai să vedem. Da, hai să mergem după asta dacă tot e aici. Cred că ne ia deja el la totem. Trebuie să merg repede, repede, repede. Sper să nu-l fac-o. Nu e. Bă, Miramaș. Mi l-a găsit Yui. Și-l face, ia uitați. Dar ea nu știe că eu vin. Peste ea. Deși Yui mi-l știe acum. Ah, dar-i mare rău. Lupul. De lup vorbeam. O să mori. Bă, nu e bună. Nu e bună deloc. Am văzut-o pe Nea acolo sau pe Jeff, nu știu care din ei. Vreau să o ia pe aia de pe hook. Vreau să meargă să o ia pe aia de pe hook. Pun și eu într-o zonă mai bună. Tu chiar crezi că îmi vei face Hex-ul? Și faza e, oricum e, am și Undying, deci dacă mi-l face pe ăsta, nu-i problemă. O să aibă o surpriză. Ok, mamă, ce cinematic așa de după buturugă. Aici nu-i nimeni. Hai să-l spargem pe ăsta. Am auzit-o pe Kate. Aș vrea să mai fac un kill. Na, asta oricum nu prea văd că... Da, 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 să-l facă, să-l facă. Dar de ce? Ia, 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 dacă îi dau mori aici în colț de hartă, ce se vede? Ia că am ieșit în partea cealaltă de perete, voi vedeți? Da, nu se vede nimic, nu știu de ce am venit aici. Întrebați-vă ca să vă întreb. Ia uitați-vă cum face aia Hex-ul. Dar o să aibă o surpriză. O las să facă Hex-ul. Chiar o las. Și o să zică... He-he, îl fac! Nu, nu îl faci. Opa, mi-ai făcut Hex-ul. Mi-a făcut Hex-ul. Nu mai am Devour Hope.
Ia că l-am văzut pe ăsta. Ia unde dracu e? Ok. Cam fraieră, nu o să vă mint. Și hai să vedem unde este ălalalt. Hai să punem din astea pe hartă, mai pe oriunde, zic. Ia, punem aici. Hai să punem la poartă aici. Pentru că în cazul de... va avea un adrenalină să fie pregătită deja. Hehe, l-am văzut! L-am văzut, s-a pornit Siri, bă. S-a pornit Siri. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Cum de l-au dat din prima pe jos? Cred că asta e în capul lui. Unde o fi fost aia altă? Acum. Unde a plecat, mă? N-a putut să plece foarte departe. Păi ce nu-mi place să joc Hide and Seek cu survivorii? Vino, frate, să te omor, că oricum ați dat un generator și mai sunteți doi în viață, unul pe jos. Ce dracu! Nu e ca și cum o să scape amândoi acum. Și nici aici nu îl dau. Logic. Mi se păruseră că au auzisem aici. Tu chiar crezi că te las pe tine? Ăla se aude mult mai tare ca ea. Pe ăla îl găsesc ușor, pe asta mai greu. Și am văzut și în ce direcție a luat-o acum. Na, acum i-a apucat lupul că... Noroc că am brutal strength. Hai să mergem în căutarea ăstui lal. Pentru că o să fie un episod lung. O să fie un episod lung. Da. Hai, du-te cât mai aproape de ea. Ok. Bă, dacă îi se spawnează hitch-ul sub picioare, bravo ei. Ok. Nice-ul. Opa, Kate, o să mori și tu. Are boil over. Vino aici să se vadă frumos, Moriol. Ok. Bă, mi-a plăcut. E foarte ușor să ții totemele cu... Da, hai că s-a și văzut, da. Măcar l-am... s-a văzut Moriol de pe Jeff. Măcar s-a văzut Moriol de pe Jeff. Bă, foarte interesant. Did you have fun? Foarte mult, foarte mult. M-am distrat foarte mult, ei nu. Mai mult ca sigur nu s-au distrat. Da, foarte frumos episod. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să faceți și acolo cât mai multe like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, dar să activați și clopoțelul pentru a primi notificare atunci când postez ceva nou. Eu v-am lăsat și ne vedem în episodul următor. Baftă!